Deci dacă îmi pun părul așa peste tot, o să ziceți că sunt goală. But I'm not like that. Sunt bine pe... Eu știu ceva de aici. Păi imagine... Mai vezi ceva? Eu nu mai văd nimic, eu văd doar rău. Tu oricum ești mai neagră ca mine. Nu, deci ziceți voi, vă rog, deci vă rog frumos. Eu, în momentul de față, sunt foarte, foarte albă. Ea zice că ea este albă. Uitați-vă un pic la pielea mea. Are you fucking kidding me? Dar nu contează asta, pentru că noi ne-am întâlnit astăzi, dragii mei, cu The Gianni Olaru! Pentru că o să dea astăzi gol cu vlogul pe care o să-l facem noi astăzi. Avem aici toate ustensilele necesare. Pe care voi nu le vedeți. Bineînțeles. Pentru că, dragii mei, astăzi o să jucăm un joc. Nici nu știu neapărat cum să-l numesc. O să-i zic că continuă jumătatea. Jumătate tu, jumătate eu. Eu o să am jumătate de față machiată, iar în momentul de față va trebui să mă demachez, iar ea va trebui să continue jumătatea. Hai, Crișa, că nu mă joc așa ceva. Deci, ea va trebui să imite ce am făcut eu. Să trecem la treabă. Avem apă micelară, avem dischete, dați-mi o oglindă. Bine, acum să nu vă speriați, pentru că o să fie o discrepanță foarte mare între cum sunt eu machiată și nemachiată. Adică vă rog să nu mă judecați. Machiajul este ceva de fun. Stop fucking lying. Uitați-vă un pic la... Shut up! Le face. This is my face. Natural. And what I did. Stai puțin, care-i pensul la cu care... Aaaa! E tricky! Deci nu-i spun ce pensul e să folosească. Bruh. Eu poate sunt old school, dar eu încă mă dau cu mâna când folosesc fondul de ten, când mi-l aplic pe față, pentru că pun foarte puțin și mi se pare că se întinde suficient de mult. Ai cam început să vorbesc eu. Și nu știu care dintre ele trebuie să fie. Asta e... That's a bingo! Deci de picioare, vino, nu face aici, să ce să fac! Direct, nu mai sunt deja pe... O să te fac și mai bine, Action. Știi ce face ea? De fapt, doar ăsta e machiajul ăla de ei și ea acum face machiajul ei ăla, Gianni Olaru. Vreau să se improvizez puțin precum bucătare. Care este punctul de față? Asta e? Nu că e prea shiny. Ba da, asta e. Nu. Ba da, asta e? Asta e, jură-te. Nu, asta e. Nu pot. Acum nu mai contează cu care te dau, asta e. Nope. Asta e. Next. Asta e. Yes. Yes. Bine, era logic, asta e. O să scur mâine și să mai zic și eu. Mă dau și pe la... Trebuie să... Știu că trebuie să te dau mai întâi cu ceva pentru apă, dar nu știu, ia închide. Băi, ce mișto te-ai manchiat. Damn, boy! Bun, ajută-mă, zi-mi pe care... asta, cred. Draga mea, te las la voia tuturor! Asta nici nu mai contează, deci nu mai spune pe care și ce să aleg. Eu te fac cum cred eu și cum am luat. Damn! A găsit paleta de fărdulețe! Uite, exact ca un makeup artist, deci trebuie să ne ștergem pe mâini, să dăm cu farfurile pe mâini, să testăm pe mânuțe, deci o să aibă așa frumos! Trebuie să te văd. Ok, mulțumesc. E asta. Ei. Artistul. Cum artistul? Nu, dar chiar așa pun ca să văd lumina. Ți-am văzut pensul la globul meu. Este partea cealaltă, că e practic partea ta opusă și mâna mea este cealaltă. Gata, m-a găsit soluția. Mai am pe eclipsa, nu mai eclipsează acum. Peste ea. Mi-e piace. De ochi. Pentru ei.
Blendy. Alo, 1-1-2, aș vrea un ochi nou, vă rog frumos. Cut the shit I'm out. Fuck the shit I'm out. This is bullshit. Blenduim în, nu știu să vorbesc cu arcada, cu știi cum vorbesc mie ca partidiști, dar avem ultimul strat de pus pe pleoapă, acela care este cel mai închis și bineînțeles care se dă la final întotdeauna. Deci începem cu cea mai deschisă culoare, apoi o altă nuanță un pic mai închisă decât prima și apoi finalizăm toată situația cu cea mai închisă. Indiferent de ce se întâmplă, avem nevoie și de culoare închisă. Cling, cling. Am făcut la cling, cling, că nu mai e pe... Mi-a scos un far, deci nebun. O să viață chiar la fel, știi? Ok, nu se vede. Sunt foarte curioasă la ai doină. La fel, nu mai trebuie să mai îmbrăcăm puțin. Nu, unde este primul pensul? Blenduim cu alta care bineînțeles nu are nimic pe ea așa. Și blenduim. Dar nu cu asta se blend. Una care este bineînțeles mai bufoasă. Poporșinie, mă cam. Să știi că al meu o să iasă mai blenduit decât al tău. Ce zici despre asta? Cred că ea a folosit această culoare, nu sunt sigură. Și a pus ceva foarte deschis aici. Aici. Și a pus ceva deschis, dar nu l-a să pe asta sigur. Și punem aici. Și acum trebuie să ridici ochișorul, să te ții sus ca să continui și jos. A, jos este mai simplu pentru că văd că ai folosit doar două manțe, bineînțeles. Really? Și până acum, cred că confinește râsul sigur, este vorba de... Dar o văd, închide eu sus ochiul. Ai, Dios mio, cred că era prea groasă. That's what she said! Băi, eu stau așa de aproape de ea pentru că sunt chioară. Și eu așa mă machiez și acasă, mă apropii de ochi, să mă, deci efectiv văd fiecare chestie acum. Văd prin tine în momentul ăsta, dacă... Dacă trebuie să-i faci altcuiva un eyeliner... Wow! Period! Se întâmplă ceva, e mai închisă zona aia, ce te-ai dat? Nu înțeleg, are toate care sunt pe masă sunt deja folosite, nu înțeleg, de unde? Nu știu cum se vede pe care. O să dau pe zoom la edit, așa, pe ai grijă. Este la fel de bine. E, am polul nord și polul sud pe față. Vara 2020 și iarna 2019. Să știi că, în afară de faptul că nu ai rimel. Rimel. Deci mă gândesc să cred, am încă rimel. One eternity later. Vrei? Așa face, da. Nu, eu mă machiez repede acasă este... și gen imediat, pa. Dacă faci așa, cu aia intră mult aer înăuntru și se usucă mai repede. I-a dat explozie. Dragii mei, continuăm cu ultimul, dar nu cel din urmă. Cel mai greu, bineînțeles, rujul roșu. A terminat. Eu zic că este gata. Damn, boy! Mai vechi, nu? Stai să cerem și noi părerea unui bărbat. E mai subțire linia de tuș. Îți dau 8 din 10. Linia de tuș, într-adevăr, e mai subțire a mea pentru că nu pot să fac mai groasă. Diferă puțin culorile, dar tenul și rujul și sprâncenele mi se par la fel. O să facem comentarii, că eu încă nu am văzut până acum. Ah, da, chiar trebuie... Știu, am greșit puțin aici, dar te-am lăsat așa că o să o continui. Nu-ți apreciez de că eu m-am chinuit atât de mult. Mâine, cred că am portat masa asta, m-am pus mâna aici, m-am chinuit să-mi dau seama că e imenul, vă dați seama, pentru mine sunt seama ce. Și nu sunt mulțumiți, el îmi dă 8 și ea îmi spune că e... Stai, păi eu că nu ți-am dat verdictul. Ne doream o leacă... Sprânceana. O leacă mai...
conturată sus aici și am. Tu câte culori ai folosit pe plapă? Cred că pe toate. Really? Deci am folosit 4 farduri. Eu am folosit unul singur. What? Unul singur? Da. Ăsta, corectorul e acolo. Nu prea n-am folosit eu în acest machiaj de asta. Dar că tu ai vrut să adaugi corector, noi ne bucurăm. Nu te-ai dat cu bronzer pe toată fața, nu? Nu. Și rujul. Gen, eu trec mai mult decât. Cum v-ați simțit să mă machiați astăzi? Sunteți mulțumită de rezultatul nostru? Vreau doar să vă spun că mi-a apucat deosebită plăcere să mă machiez pe această femeie care este super dinamică mereu și foarte plină de viață. Deci acesta este rezultatul. Deci, nu știu, spuneți voi, trebuie să dați și voi o notă, să spuneți dacă sunt bună de plecat acasă. Dragii mei, vă mulțumim din suflet că ați fost alături și că ne-ați suportat. Show some love for her, bineînțeles. Abonați-vă la canalul meu, dragilor, să faceți parte din familia de DXSuits. Urmăriți-mă pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, Snapchat, toate rețelele mele de socializare sunt în descriere. Și nu uitați să o săpăciți pe ea. Aveți Instagram-ul ei jos în descriere. Știți voi ce trebuie să faceți acolo ca să o susține pe această fată și această domnișoară superbă. Se apuce și ea de YouTube, se apuce de vlogging. De asemenea, vrem să o vedem și pe acum să machiază. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați și voi un like, să dați share cu prietenii voștri, la prietenii voștri, la familiuța voastră, la cățel, la pisicuță frumos, la tot neamul. Iar noi ne revedem data viitoare la un nou vlog în care ne machiem, dragii mei, să facem frumos și frumoase, pentru că este vara anului 2020. Coronavirus. Dai măcar un indiciu. Mă pot de râs pe bune, de ce mi-ai făcut asta? Poate să spui și tu înainte, de ce atunci că ai de așa? Da, că eu sunt miuapă și nu văd bine. Și eu sunt miuapă! Da, da, eu sunt... Seamănă! Seamănă, e de bine, trebuie să mai punem. Și că... Și că face masaj la față. Ustură? Ustură. Nu, ba, da, cum să nu. Jur că o să, dacă nu ai iubit, o să ți întâlnești dragostea vieții tale. You serious? Și te va vedea așa. O să spun. Damn, girl! Exact așa și tu o să-i spui, damn, boy! Damn, boy!